Vorba lui Caragiale, că ai treabă, că nu ai la 10 trecute fixe ăștia, ci pe canal la Nicu Bendea, care vă mulțumește și de data asta pentru like-uri, pentru comentarii, pentru atenția pe care mi-o acordați. Ieri am abordat subiectul ăla cu cetățenii care au mers cu o boxă cu manele pe vârful Moldoveanu. Și voi mi-ați scris în comentarii că v-am întrebat ce manea s-ar potrivi stării actuale a României. Și mulți au zis că maneaua, of, viața mea, of, țara mea. Alții au zis că e chef de chef. De 30 de ani o ținem într-un chef. Că n-avem chef de muncă, n-avem chef de pus oameni serioși în fruntea statului, asta e altă problemă. Da, dacă e manea, e bairam. Un tip, un cetățean mi-a zis că situația din România se poate compara cu nebunia lui Juvel. Ei, câți juveți și câți juvele am avut noi la conducere, toți cu nebunia lui Juvel. Da, vârful Moldoveanu, 2544 de metri, a fost cucerit de alpiniștii maneliști. Dacă ajung ăștia pe Everest, rămân fără aer, dar fără manele, nu. Pe vremuri sau acum, asta e moda, când mergi și pentru prima dată ajungi pe un vârf înalt de munte, pui acolo drapelul țării. Ăștia, dacă ajung acolo, sparg o pungă de semințe pe vârful Everestului, pun niște sare de Himalaya și ascultă o manea. Lasă o boxă cu o manea în cinstea ancorării steagului românesc cu trei semințe acolo, pe vârful Everestului. Da, că nu-o fi greu să ajungi pe Everest. Că pe Everest putem ajunge, că e pe verticală. Pe orizontală e mai greu de ajuns undeva în țara noastră. Că iară s-o amânat flebeția mea. O știți, deja o știți. De acum autostrada Sebeș-Turda, amărâtă, fragmentată, segmentată. Și acum au zis, bă, măcar au zis ceva. Nu dăm în folosință cei 17 km. Se lucra intens la un tronson de 17 km. Zice, nu-i dăm în folosință anul ăsta. Poate la primăvară, în primăvara lui 20-21. No. Băi, ce s-au gândit? Zice, acum plantăm niște piloni, punem niște traverse, vine iarna, vine dezghețul și în primăvară crește o dita mai autostradă. Da, cam așa, cam așa se pune problema. Niște măgari, niște nesimțiți, îi doare în fund de noi. Noi, săracii, ne plătim taxele, impozitele, muncim ca să ne plătim facturile și pe ei îi doare în mâț. În mâț sau în câine. Vela, l-ați văzut pe ministrul de interne ieri cu cățelul în brațe. Ce poză! Deci poza asta e pe invers, de fapt, îi clanul de interlopi cu poliția în brațe. Dacă citești bine, da? Dacă citești bine poza. Nu că vrea să lanseze acum domnul Vela poliția animalelor. De asta avem noi nevoie. Pătete le-am îndeplinit, pătete le-am bifat, totul merge strună, autostrăzi, școli, spitale, nivel de trai, budă în casă, avem de tăte, nu. Acum poliția animalelor, bravo domnul Vela, money Vela, money, 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 must be funny in the rich man world. Parcă ar fi și domnul Juju, tata lui Arpitoriu. Nu mai cânt, că așa cântă aiurea. Nici în română nu pot cânta, dar pe în engleză. Poliția animalelor, ce presupune asta? Că dacă se constată un abuz într-o anumită încăpere, într-o anumită casă, poliția poate să pătrundă acolo fără să-și ceară voie. Dar pe când face și poliția ginerilor, mă, în cava și poleții, a? Că și noi ginerii scâncim, mieunăm, nu ne bagă nimeni în seamă. Mai marea noastră, soacra, ne pune cu botul pe labe de câte ori vrea. Domnul Vela, o poliția ginerilor, o poliția... Pandemia, în schimb, vedeți că dacă oamenii o iau razna, pandemia, în schimb, zice că s-a mai domolit. Pandemia încetinește, pandemia de înapoi. S-o sătura și ea de atâtea luni de zile, bă, zice, îi las că așa ăștia îți bat singur cuie în talpă. Nu-i mai... Totuși, în Bârlado, infirmieră, tairăla, a plecat duminică. Era suspectă sau așa ceva de guvid, stătea de 10 zile în izolare, în spital, și ce s-a gândit ea duminică? Ce să facă ea duminică după ce s-a trezit, a luat micul dejun? Ia să mă duc eu până la biserică. În incinta spitalelor, în curte, există și o biserică, nu-i așa? Drumul de la pământ la eternitate îl faci în câțiva pași, dacă nu-s medicamente. Și s-a dus infirmiera mea în biserică și a luat toate icoanele la rând și le-a sărutat. De la Sfântul Nicolae până la Sfântul Ieronim, de la Sfânta Parascheva până la Sfânta Sfintelor, le-a pupat pe toate. Nu, și s-a liniștit.
Deci am dat un pic de guviduț la tătă parohia. Bă, nu o să faci așa ceva, nu o să faci așa ceva. Că vedeți, trăim în comunități, trăim și nu știi cum se transmite coviduțul ăsta. Că și în Franța e problemă, pe o plajă de nudiști, pe o celebră plajă de nudiști, acolo unde n-ai nimic de ascuns și nici virusul n-are unde să se ascundă. Focar de virus, pe o plajă de nudiști. Sfatul ministrului sănătății din Franța, bă, mai purtați și mască. Și au întrebat francezii, oh la la, mon dieu, acolo jos sau unde s-o purtăm? Că vorba aia, n-avem nimic de ascuns, dar s-a întâmplat. Că așa e pe litoral. O premieră și pe litoralul nostru. Ce, s-au ieftinit cazările? S-a stopat mârlănia? Nu, domne, premieră pe litoralul românesc. În această vară n-am avut parte de nici o toxie, infecție alimentară. Bravo, nici o toxie, infecție alimentară pe litoralul românesc. Oare de ce? N-or mai fi bănuți, lumea preferă să mai mănânce și de la caserolă, nu numai de la prima tarabă întâlnită în cale? Sau chiar și-o făcut efect sfatul președintelui Iohannis? Știți că el ne tă repetă, pe unde ne prinde? Știți cum erau și profesorii? Ăia de modă veche, vorba aceea, nu-s bătrân, dar-s de modă veche. A? Să vă notați, nu-s bătrân, dar-s de modă veche. Când lucrurile funcționau mai bine. Nu-ți bătrân, dați de modă veche, știți? Și când te prindea un profesor pe coridor, nu ezita să spună, nu mai fa aia, scoate mâna din gură, da, ți-am spus, de fiecare dată ne corectau. Așa și Iohannis, pe unde ne-a prins pe la televizor, ne-a dat-o cu aia. Spălați-vă pe mâini. S-o fi prins ceva și de noi în ceasul al 12-lea. Nu mai sunt toxi-infecții alimentare. Folosim noi apa și săpunul și după aia furculița, cuțitul și stavridul? A? Poate, poate. Poate, poate. Nu mai sunt toxii infecții alimentare pe litoral. Dar în politică suntem din ce în ce mai toxici. În 28 începe campania, avem pe cine pune ștampila, de unde, da. În Iași, într-o comună, da? Primarul ăla acuzat și dovedit, de ce? Că a făcut sex cu minore traficate în primărie. Vă dați seama, gândiți-vă la înlănțuirea asta, primarul a făcut sex. Unde? În primărie. Că primarul unde se facă? La locul de muncă. El e așa de implicat încât face totul în primărie. În primărie semnează acte, în primărie pune semnătură și își pune și, da, sex. Că a făcut primarul sex în primărie, mă rog, la cât taie acolo, mă rog. Dar cu cine? Cu minore. Și cum erau minorele? Traficate. Și ăsta mai există în spațiu public, candidează, candidează și are sloganul Continuăm împreună. Mă, cât de pervers să fii. Te știe un sat întreg, o comună, un județ, o țară întreagă. Sex cu minore traficate, da? Și el are sloganul, continuăm împreună. Bă, oprește-te singur, mă! Oprește-te singur, chiar dacă nu s-a făcut legea nimic. De unde e candidatul? De la PNL. Ori luat ăștia. Știi ca și când te duci să prinzi pești. Te duci să prinzi pești cu ustensila aia, da? Și apoi nu mai contează că prinzi ea pești mai mici, pești mai mari... Și aia pe care nu-i mănânci, să fie la noi, să-i avem noi, a? PNL, da? PNL și PSD, aceeași mizerie, Să le fie rușine intelectualilor și mai ales celor care și-au dat cuvântul, nu? Ce fac ei când ajung la putere, peneliștii? Numărul 1, taie pensiile speciale, numărul 2, nu acceptă traseiști. Nu, exact astea le-au făcut sau nu le-au făcut, să le fie pe la nas. Dar nu știu de rușine. De ce nu știu de rușine? N-au organ pentru rușine, politicienii. Ei sunt construiți din nesimțire și uitare. Baiui că și noi uităm. Dar, pe 27 septembrie, iarăi ștampila la noi. Iarăi ștampila la noi, să avem grijă cum votăm, să ia vântul pe ăștia. Sau Vântur. Iulia Vântur a intrat iar prin internet la o televiziune din România și a zis că vine în România cu sau fără Salman Khan. Salman Khan, săracul, stătea acolo în spate, făcea nu știu ce cu curry, făcea ceva butter chicken. O dat și el cu mâna și a zis că poate vine în România. Nu-i bai, vine Iulia singură în România, că și aici avem bărbați celebri și bogați, de exemplu. Gheorghe Turda. Cântăreț în continuare, pensionar MEAI. A câștigat nu știu ce proces și are pensie de 1900 de euro pe lună. Păi nu-i bun ăsta pentru Iulica noastră? Când vine Iulia, după atâta India, că o stat ceva luni acum în India, și cântă rapsodul nostru, ce te uiți la gacii mei, la 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 la.
India în capenghei, la da 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 da. Uită-te și la straiță, la, că mi-a venit pensie, la. Pe acordurile astea, la, eu vă las acum pe toți, la. Dar să ne uităm la hoții, la, și să nu-i votezi cât poți, la. Și mâine aci oi fi, la, dacă ne găsi gaci, la. Clic și share și abonare, la, clopoțelul sunetare, la.